Brădet este o localitate izolată din munții Banatului, care s-a depopulat după falimentul termocentralei construite de Ceaușescu în zonă. Un grup de voluntari italieni din asociația Il Giacotolo s-a implicat în ajutorarea localnicilor rămași fără alternative. Asta este clădirea. Am venit acum 10 ani. Când am ajuns aici, prima impresie, am zis eu nu vin în această școală, plec și nu o să-mi găsesc în altă parte decât doar aici nu o să vin. E o regulă pentru SUA, pentru Italia, pentru România, pentru toată lumea. Fără școală, fără cultură, e imposibil că umanitatea să dezvolte. Nu avem lumină aici? Ce funcționează la Brădești? Nimic! Canalizare trebuie, apă trebuie, lucru pentru tot și că familie se reunesc. Vedem în școală, care sunt copii care au mama afară, în străinitate, sau tată, etc. Se vede, au probleme psihologice. Scopul nostru sunt copii, dar noi am văzut că nu putem ajuta copii dacă nu ajutăm familie, nu ajutăm familie dacă nu dăm ocazie de lucru. Dacă ajutăm numai copii, dar nu ajutăm familie, facem un lucru jumătate. La construcția școlii, când s-a făcut, a fost o singură persoană, poate o singură familie care a lucrat benevol, a lucrat voluntar. Spre rușinea noastră, celorlalți am lucrat pentru bani. Eu am 12 ani de când sunt la Brădet și singura chestie care eu am văzut-o schimbată și făcută la Brădet este că ce au făcut asociația Il Giocattolo. Cel mai bun prieten după Victor Zivetidis. Un copil avea multe jucării, dar se plictisea repede de ele. Băiatul se juca ce se juca și le arunca. Noi am făcut curs de muzică, am făcut curs de karate, curs de chitară, film, teatru. Pentru noi, oricum, proiect a fost un rezultat foarte bun. Atâta bucurie am în mine când trimit fata la școală și se duce, că știu unde se duce. Și întreb, cum te-ai simțit? A fost cald? A fost perfectată. Păi ce să-i mai cer? Ce altă bucurie să mai ai? La 5 ani de la începerea proiectului, rezultatele sunt în sfârșit vizibile. Dar mai sunt încă foarte multe de făcut. În primul rând, repararea drumului de acces în localitate. Primăria a făcut puțin de renovare. A stopat gropile. Dar e nevoie că și populația colaborează. El își dorește foarte mult să fie drumul bun, ca să putem atrage investitori și multe alte proiecte se pot dezvolta. De 5 ani, eu vă spun, fără drum, nu e nimic. Cu drum se poate organiza un fel de voluntariat în Italia. Și voi, fără drum, noi lichidăm tot. Noi ne mutăm la Oravița. E un păcat, e tot cu lucru că tot noi am făcut. Să ne facă drum. Mi-a promis domnul primar să ne face drumul. Când a venit, așa l-am votat, să ne face drumul, să ne facă drumul. Important este că noi punem semința de voluntariat. Noi suntem un exemplu, nu? De ce suntem aici? Suntem voluntari, nu suntem aici pentru bani. O cuvinte că se aude mai mult în România este nu mă bag. Nu mă bag. Nu e o problemă mea, nu mă bag. Acum noi suntem obligați că închidem apa, vedem dacă populația merge ea la izvor pentru deschide rubinetul. Că dacă noi continuăm că aducem apa, nu se învață. Orice se întâmpla la nivel de comuniune, spunea, e Gianluca aici. Și acum că el pleacă de la noi de aici, am văzut că deja lumea începe să se apropie de proiectul ăsta. Nu poate omul acesta care a făcut o grămadă pentru noi, deci atâtea lucruri frumoase pentru noi, tu să arunci undița și cineva și cineva un scafandru să vină acolo și deci nevăzut să spună peștele acolo. Deci trebuie puțin să te chinui. De acord că nu este drum. Alors, cum putem să dar nu suntem de acord că nu putem să-l facem noi. Avem o problemă și eu sunt cu jumătate bradețean. Da, din cauza de problemă, e prima dată că bradețeanii fac o ședință publică, democratică. Nu e deja un rezultat
Eu mă bucur de asta. Dacă brădețienii înțelege că trebuie că se descurcă singuri, fără aștepta că ajunge din cer ajutor, se schimbă total lume, se schimbă Bradeț, se schimbă mentalitate. În decembrie 2013 s-au primit de la autorități primele materiale de construcție pentru drum. Locuitorii din Brădet au hotărât că vor lucra la reparații ca voluntari. Noul drum îi va aduce în sfârșit în Europa.